Opțiile agrare sunt însărcinate cu stabilirea planurilor de dare la stat a cerealelor și altor produse agricole. Primarii și șefii opțiilor agrare, cam o dată în săptămână, sunt chemați la centrele raionale. Niciodată, cât am citit protocoale, nu s-a spus de sus că satul cu tare să dea atâta normă. Ei își luau obligația, conducătorii satelor, noi putem da 100 de centneri de pâine. Veneau în sat și se începea goana după pâine. Pâinea trebuia dată, oameni buni, până la 15 iunie. Ia gândiți-vă, în 47, când nu era nicio recoltă, dar chiar dacă ar fi fost recoltă, până la 15 iunie, ea putea fi strânsă, când știm că recolta se începe a strânge de pe la Sânchetru Pistildei, de la 12 iulie, 15 iulie. Dacă se făceau acele 100 de centneri, cu mari sacrificii, se mai dădea un plan adăugător. Până la 15 septembrie trebuie să dai încă jumătate din norma care ai dat. Ai dat 100 de centneri, trebuia să mai dai 50. De unde putea să dea omul betul atâta pâine? Deci, pe fiecare sat, erau așa zisi cotovii, șefii de sector, care aveau 10 case. Ăștia vineau numai decât cu reprezentant al Comitetului Femeilor Sărace, luau totul. Iată un caz. Mor de foame tata, mama, într-un sat și un copil. Rămân doi copii. Unul de 13 ani și unul de 9. Vin, cum iese salteaua de paie la pat, era un tăvăz de secară și unul de ors. Li se ia, îi lasă flămânzi. Dar sunt impuși acești doi orfani mai departe la dări. Sărmanii copii, ca să dea un kilogram de carne, creșteau iepuri. Când un kilogram de carne de iepuri echivala ca 2 kilograme de carne de porc. O nenorocire. De ce aceste dări erau însoțite încă de alte corvezi? Scosul din toamna lui 47, obligator la munci, la tăiatul pădurilor, mai ales la Putila, Boloca, la Corcești, alte sate de pe Valea Seretului. Deci omul trebuia să aibă o anumită normă de tăiat și de transportat cu mijloacele de transport proprii la gările din apropiere. Nu puteai să faci planul cât era stabilit, primeai 3 ani de pușcărie. În paralel ți se lua pâinea, în paralel trebuia să faci muncă la pădure și au apărut din 47 și împrumuturile de stat. Deci pentru restabilirea economiei naționale a Uniunii Sovietice distrus de război. Zaimul, împrumutul. Puteau omul să dea și împrumut, mai ales în satul lângă Cernăuț, a fost o mișcare de rezistență împotriva comuniștilor și a activiștilor. Centrul acestei mișcări de rezistență a fost satul Molodia. Acolo s-a găsit un om tânăr, Ștefan Petriu, care a organizat o echipă de partizani, avându-și cazimatele lor în codul Cosminului, care operau Boloca, Ceahor, Molodia. Deci Molodia, pentru că de acolo erau partizanii, baza lor, în 1947 a fost nevoită să dea statului 18 vagoane de pâine. Au dat oamenii și li s-a pus suplimentar 25 totalul. Deci o lume care a fost nenorocită. Și știți cine? Nici un rus nu venea de la Cernăuț, că acolo Molodie era raionul Cernăuț. Erau oamenii locului. Știu că la un om care a făcut parte din societatea arcașilor, a venit un alt fost arcaș care a purtat dublu tricolor și a zis, trebuie să dai 500 de kilograme. Azi, omule, am 200, peste o săptămână să mai dau 300. Dacă nu-mi dai azi, l-au pus la 1000 de kilograme. Deci oamenii noștri și-au bătut joc de oamenii noștri.
oamenii noștri, când se strângeau sacii, căutau căruțe, încărcau sacii cu steaguri, cu portretul lui Stalin, cu lozinci, plecau spre centrele de recepționare a pâinii. În afară de asta, nu numai pâinea, lapte, ouă, carne, lână, ceapă, și atunci mai târziu, totul trebuia dedus. Oare era atât de flămândă Uniunea Sovietică în acea perioadă? Nu. Ea deja ocupase jumătate de Europa și și-a luat pâine câte a trebuit. Începuse campania de colectivizare, chiar în 47, încheiată în temei în 48 și desăvârșită în 49. Deci oamenii trebuiau să fie forțați să intre în colhoză. Deci, tot oamenii noștri erau acei care îi denunțau tot pe ai noștri, unde ascund pâinea, ce pot da, și tot ei alcătuiau acele fișe de chiabur. Deci oamenii, bănuiți ca o pâine, dar nu o dau statului, nimereau pe o listă, li se alcătuia o fișă de chiabur și dacă la un moment dat nu puteau achita cotele, erau judecați și condamnați la 10 ani de pușcărie. Cum arătau o fișă de chiabur, am să vă citesc dintr-un material care l-am publicat, dar nu aici. Deci uitați-vă o fișă de chiabur în raionul Herza, satul Târnau. Așa, așa. Numele, prenumele și numele patată. Fodor Ștefanului Gheorghe, anul nașterii, 1899, naționalitatea, român. Locul nașterii, Târnau, care nu Herza. Locul permanent de trai, tot acolo. Locul de muncă și funcția, țăran cu gospodărie individuală. Starea socială, chiabur fără partid. Chiabur fără partid. Starea familială, căsătorit. Limba maternă, română. Unde a lucrat în momentul arestării? Acasă, în gospodărie. Unde și în baza căror individuire a fost arestat? Acasă, din cauza că s-a sustras de la achitarea impozitelor agricole. Cine l-a arestat? Procuratura din Herța la 8 august 1947. Cine a condus ancheta? Procurorul Pușcariov. În care închisoare a fost înduc până la judecată? Închisoarea numărul 1 din Chișinău. Când și unde a avut loc procesul? La 15 august 1947 în Herța.